Vă salut! Un domn m-a rugat ca să fac un videoclip cu acest sistem de cățărat în copaci, ca să-l prezint și să dau câteva dimensiuni, câteva măsurători la acest sistem de cățărat în copaci. Arată în felul acesta. Aceasta este partea de sus, în care ne ținem și controlăm totul. Aceasta este partea de jos, unde intră piciorul și putem să ridicăm. Aici partea aceasta am făcut-o din cornier. Cornier de 40x40 cu 5 grosime. Acest sistem a fost făcut numai din fiare vechi. Avem dinții. Tăieturi 25 de mm cu 25 de mm. Puteți să-i direcționați către partea de jos. Puteți să-i loviți cu un ciocan și să se înfigă mult mai ușor. Deci 25 cu 25. Dimensiunea 1 laturi este de 300 de milimetri cu 300. Lungimea totală este de 860. De aici se vede 860. Lățimea ei este de 500, se poate face de 600 ca să se folosească mult mai ușor. Eu sunt un balerin în dezvoltare, dar m-am descurcat și cu 500. Aici am făcut în felul acesta ca să se miște. Inițial am făcut să se miște și în locul acesta, acest sistem, dar se strângea în funcție de copac. Dacă era mai subțire, mă strângea pe mine și nu puteam să mai respir. Așa că a trebuit să-i fac aceste ramforțări și să țin brațele acestea fixe și lucrează mult mai bine. Aici puteți să puneți o carabină. Eu am pus această grafă ca să pot să reglez lungimea cablului. Aici avem acest cablu, acest sistem de blocat cablul, o bară filetată găurită și prinsă cu două piulițe. Aici introducem acest cârlig și îl agățăm de această grafă sau de carabină. Puteți să schimbați lungimea cablului în funcție de cum vă dă. O carabină asemănătoare puteți să folosiți în locul la această siguranță, pentru că este mult mai sigură. Acest sistem de carabină este cu șurub. Aceasta este făcută din fier beton de 6. A ținut, dar este mult mai sigur pe acest sistem de carabină. Înălțimea primului sistem de protecție în care ne ținem să ne ridicăm, înălțimea lui este de 34 de centimetri. Partea de jos la fel, 34 de centimetri. Acesta are lungimea totală de 86 de centimetri.
Lățimea lui este de 40. 41 de centimetri. Iar ghearele acestea sunt de 50. Aici am făcut în felul acesta două goluri de 20 de centimetri cu o înălțime de 7 centimetri. Deci avem două goluri de 20 de centimetri aproximativ, 19 centimetri, cu o înălțime de 7 centimetri sau 70 de milimetri. Acest cablu este prins de la partea de jos, puteți să faceți îmbunătățiri, puteți să îl gândiți diferit, aceasta este doar o scânteie. Sistemul acesta l-am făcut inițial la fel, să se strângă după copac, dar nu are nicio valoare. Acest cablu intră prin această gaură pe care am dat-o în firul acesta, se dă după copac și apoi se introduce pe această ureche și se leagă în funcție de grosimea copacului de aceste fiare de 8. Era mult mai frumos dacă era un fier cu mai multe urechi în afară ca să se agațe, să nu fugă, dar el nu să se ducă în partea din interior pentru că îl trage către exterior. O să merg în sus ca să tai crengile acestea pentru că vreau ca să dobor toți paulovnia. Am nevoie de câteva crengi ca să facem probă la tocătoare. Da, se vede că e scoasă afară, da. La 120 de kg, aici se vede însemnă dacă te ține, dacă nu, leagă-te cu soare, ui. Da. A legat și drujba cu scoară, da. Dă șmecheria asta și când ajunge sus, o trage. Dar se descurcă singur omul ăsta. Chestia asta e bună de vânătoare, mă? Dar vezi și să nu cadă pe gard. Cât de cât. Din... Că el tinde spre tine, surioul alt.
Dar trebuie să te urci mai sus ca să poți să-i dai, e? Acesta este sistemul de cățărat. Sper că vă este de folos această informație. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!